Sunt Luca Militello, sunt director general la Spitalului Monza din București. Sunt în România de 15 ani, aproape. Am venit în 2002. De profesie sunt inginer și am construit acest spital, adică m-am ocupat, printre alte, de a construi acest spital și după aia am rămas ca manager și de 3 ani îl conduc. În România am ajuns printr-o întâmplare. Terminasem în facultate în aprilie 2002 și lucram la profesorul cu care a terminat lucrarea de facultate. Și într-o dimineață, pur și simplu, a apărut profesorul la birou și a zis: am un prieten care este la Timișoara, în România, și are nevoie repede, urgent, de cineva care poate să urmărească să-i conducă un birou de proiectare. Am avut 24 de ore timp să mă gândesc și la 24 de ani, un pic cu inconștiență, un pic cu tupeu, am zis că asta e probabil drumul meu. Îmi place foarte mult să citesc, îmi place foarte mult cinema, și antic și modern, dar îmi place foarte mult sport. De 2 ani m-am îndrăgostit de un program care chiar în București l-am găsit. Este un mix între fitness și nutriționism. Te învață să trăiești mai bine. Este un stil de viață diferit. Mi s-a spus un bravo în momentul în care acționarul Spitalului Monza a decis să deschidă un departament de chirurgia pentru copii, de chirurgia pediatrică. Un lucru care în România este foarte greu să-l găsești și la nivelul care s-a făcut aici. Împreună am reușit să creăm un departament de chirurgia cardiovasculară, neurochirurgică și ortopedică de copii la nivel european. Aici noi în fiecare an operam peste 100 de copii. Salvam viața la peste 100 de copii. Asta e cea mai mare fericire care poate să-ți dea un job. Având în vedere că la 17 ani am plecat de acasă, am fost și nevoit să învăț să gătesc și asta s-o fac ca pasiune. Rețeta mea preferată, să zicem așa, care cred că o știu să o fac cel mai bine, sunt lasagne bolognese, dar știm să facem și alte, printre care o paste un pic mai deosebită, care nu o găsește foarte ușor ca rețeta la un restaurant de centru, sunt niște penne cu zucchine, pancetta e broccoli gratinati al forno. Feliam foarte bine niște ceapa, feliam dovlecei, care îi adugam în ceapa prăjită. Într-o oală separată punem o lingură de unt și aici răjim bacon. În momentul în care pastele sunt gata și s-a creat acel sos de dovlecei, îl vom pune în mixer să devine o cremă de dovlecei, unde vom adăuga smântână și piper. În momentul în care am amestecat pastele cu sos de dovlecei și bacon, l-am pus într-o tavă, punem deasupra broccoli care am pregătit înainte, punem niște parmezan deasupra și băgăm la cuptor. În 5 minute, această rețetă este gata.